Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord în leu. Mesaj înainte de etalare. Aud păsările mergând, mergând. Înspre cuiburile lor bănuiesc că e primăvară, nu vin păsările. Vai ce frumos! Vai ce frumos! Ce mă impresionează! Probabil lucrurile se așează altfel într-un alt context. Ce mai e? O să mă întrerup la un moment dat, pentru că deja am pus la cuptor o lasagne, miroase minunat în jurul meu. Sper că și în jurul vostru totul este cald și confortabil, chiar dacă, da, sunt situații în viață care ne zdruncine, dar trebuie să ne păstrăm calmul. O lasagne foarte gustoasă și aromată. În timp ce am amestecat setul de cărți, a venit. Faceți eforturi să... Interesant, poate aveți planete în rac, pentru că am impresia că și la ei sau la geme, nu mai știu exact, a venit același mesaj. Faceți eforturi și treceți de insecurități, pentru că toți avem. Nu înseamnă că dacă sunteți în zodia leului, nu aveți. Chiar nu... Probabil că unii oameni își închipuie că nu aveți, dar aveți. Dacă sunteți sinceri, știți că aveți și voi insecuritățile voastre și reflectați asupra priorităților. Apropo de ce... A spus că se întâmplă în jurul meu, da? Transformați, alchimizați, coaceți ceva. Apropo de căldură, aici cad, păsările se duc la cuibul lor, se reașează. Transformați lucrurile. Formul in Leo, go wild. Evident că nu zice nimeni să o luați razna și să fiți sălbatici, nu. Să aveți încredere că în funcție de ceea ce vă așezați voi să faceți, vă pregătiți să faceți, dacă depășiți insecuritățile, lucrurile vor merge bine. Vom vedea și ce alte mesaje mai vin. Au mai venit în timp ce am amestecat. Unora nu le place că le spun aceste pre-mesaje. Da? Totuși, pentru cineva. Ce este sacrificiu? Taurul, numărul 40. 40 ține de 4, de împărat, de casă. Probabil că în casă s-au făcut multe sacrificii, dar apar acum, eu de trăsnetul, sunt multe trăsnete, evenimente, că tot am vorbit de casă și de confort, interesant, evenimente care ne tulbură, orașul, dar e totul în mintea noastră, după cum vedeți, totul e în mintea noastră, pentru că stabilitatea, tot în falsa stabilitate, în minte o găsim, adevărata stabilitate o găsim în suflet, în pacea interioară. Unii dintre voi poate ați făcut sacrificii ca să mențineți un confort în casă. Dar sacrificiile acestea ar trebui făcute ca să vă treziți, dragii mei, pentru că apare trăsnetul. Niște conexiuni, inclusiv cele de acasă, v-au ținut pe loc. Sacrificiul ține de spânzurat și aici văd pe cineva care este învăluit în niște rețele. Poate că aici trebuie să ieșiți din acele insecurități și să vă creați, cum am zis, să vă recreați casa, cuibul. Apare totuși un mesaj nou. Imediat îl citesc până mai întâi. Mai întâi. Alte mesaje în plus care au venit. 7 de monede. Cineva așteaptă, este precaut. Poate că voi sunteți precauți într-o chestiune care ține de relații de lungă durată. Că e 7. Apare soarele. În secret, încercați să gândiți cum să investiți. Interesant cum vine mesajul. Inițial am vrut să transmit altceva. Am vrut să transmit că cineva în secret se gândește la voi, simte multă fericire, dar nu spune pentru că vrea să fie precaut. Între timp a venit și acest mesaj, că voi țineți în secret o dorința de a investi în ceva care să vă aducă stabilitate, că sunt vremuri instabile, dar treceți de acest sentiment de instabilitate și vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Regina de spade și doi de cupe. Poate că trebuie să fiți rațional într-un cuplu, într-o relație, într-o colaborare, într-o relație, un suflet pereche. Eventual, un personaj rațional vede că există compatibilitate între voi, vede că vă potriviți, vede că simte că este fericit în preajma voastră, dar nu arată. Din obiceiul de a fi rațional, dar nu a exprima ce simte, și din tendința de a fi foarte precaut. Eventual are de ales și să lase în urmă un program mental, o tendință de a fugi de anumite lucruri, de o anumită realitate. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Bine, revenim.
Soarele, important e că s-a apărut, deși soarele nu înseamnă doar zodia leului, dar pentru voi înseamnă, să zicem, mai mult decât pentru alții. Mesajul. Ia uite, tot ăsta a vrut să apară. Ok, și-am amestecat. Dar în alt context. În alt context. 4 și 14, iar 4, dar manifestați o nouă casă. În ce sens o nouă casă? Egalitate. O nouă casă în care se manifestă lucrurile egal, da? Energia feminină și energia masculină se exprimă în mod egal și într-un mod creativ. 4 și 1, 5, 40 și 4, da? Interesant. 4 apare de două ori. Dar aici, genul aceasta de casă, familie, cuplu, ce ar putea să fie în care v-ați sacrificat, trebuie încheiat, da? Trebuie încheiat. E zero pentru mine înseamnă și lumea și zero. Acel ciclu trebuie încheiat ca să puteți manifesta egalitate, ceva să schimbați, să fiți creativi. Aveți această putere. Și acesta este adevărul, iar 44 și înțelepciunea. Iar 4, fantastic! Iar 4. Că dacă în jurul vostru sunt situații negative, oamenii vorbesc negativ sau vorbesc urât sau vă aduc vești neplăcute, fac strategii mentale, păstrați-vă înțelepciunea sau atingeți această înțelepciune, iar 4, echilibru interior, da, e interior, nu exterior, conectați-vă la adevărul absolut. 4 și cu 4 înseamnă 8, prin transformare, prin alchimizare, că tot e ceva la cuptor. Și găsiți-vă puterea, aici este 11, care 11 înseamnă justiție. Echilibru. Echilibru și egalitate. Pentru cine înțelege aceste mesaje, e clar că aveți ceva de lucru. Cine nu înțelege, nu înțelege. Nu vorbim pentru cei care nu înțeleg, vorbim pentru cei care înțeleg. Și poate nu înțelegeți imediat, poate mai durează. Soare, lună, Venus, ascendent, ordine, ordine, leu. Că așa se întâmplă când primim informațiile. Ia uite, iar 7 de cupe. Cineva visează la voi. Eventual aveți opțiuni. S-o luați de la zero. Da? Cea mai importantă opțiune, s-o luați de la zero, fără frici. Dar trebuie să vă așezați prioritățile, că am văzut la început, am vorbit despre priorități și 7 de monede, asta faceți, își așează prioritățile. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Martie, aproximativ, 2022. Central, cavalerul de monede. Provocarea, 6 de spade. Vom vedea exact ce înseamnă. 6 de spade poate să țină și de o călătorie, dar și de o detașare mentală, de niște situații neplăcute. Undeva în depărtare, valetul de spade. Da! Și în ultima vreme, lumea. Lumea. Ați depășit, să zic, un fel imatur. Ori o persoană care era imatură, ați încheiat capitolul cu ei, imatură în comunicare și chiar în gândire. Simplistă. Da, apare alchimia, dar apare această dorință de a transforma casa, stabilitatea. Cuplu, contractul, casa înseamnă foarte mult, 4, da? Tot ce vă oferă vouă stabilitate. Ați depășit, pentru că dacă cineva a fost imatur, celălalt s-a sacrificat. Nu e normal ca să mențină echilibru, nu e normal. Se încheie acest capitol. Poate că a fost și o comunicare la distanță cu cineva. În viitor, interesant, iar apare regina de spade, vrea să ieși frumoasă. E și frumoasă. Bărba, femeie, ce-o fi, nu știu. Dar această imagine e superbă. Cred că este cea mai frumoasă regină de spade. În prezent, ia uitați cum se repetă cărțile. 7 de monede. Vedeți care sunt prioritățile. Pentru că sunt multe oportunități. Am văzut și opțiuni, am văzut 7 de cupe. Dar analizați care sunt prioritățile. Și cu înțelepciune puteți să construiți ceva, 7 și 1, 8. Hai să mai vedem. O să și clarific, chiar dacă unora nu vă place. 3 de spade, nu pot să zic că acesta până nu e clarificat, nu pot să-l iau ca și sfat. Interesant ar fi 3. 3 înseamnă
Comunicarea cu cineva, cum am zis mai devreme, imatură, s-a încheiat. Acum trebuie să începeți să vă ungeți rotițele și să puneți inima în funcțiune, pentru că inima are memorie, inima are o putere de influență foarte mare în ceea ce facem. Exterior, 5 de spade. Conflicte, cineva care vorbește urât, dar 5 și cu 6 trebuie să-i lăsați în urmă. Sau persoană imatură care vă creează probleme. Sau... Am văzut și strategie mai devreme, da? Strategie, ia uitați. Strategie mentale ale cuiva. Da, ia uite aici. Strategii, știri negative, energie cu rechin, o energie negativă emoțională. Există în preajma voastră personaje care vă influențează negativ. În exterior, din exterior vin. Bine. De ce vă este teamă de 5 de monede? De abandon, de singurătate, de sărăcie. 5 de monede, vă este teamă. Dar aici este, trebuie să vindecați insecuritățile, cum am zis mai devreme. Vindecați-vă de această teamă, pentru că pentru această teamă ați făcut prea multe sacrificii. A sta lângă oameni cu care nu vă completați, lângă oameni care poate v-au mințit, v-au... Și voi v-ați mințit acceptându-i. Ce vă doriți? Justiție. Interesant. Dreptate. Echilibru, cum a zis. Relații echilibrate. Și am vorbit de, ia uite, de justiție aici la 11 și 11, da? Dar justiția vine înțelegând adevărul, manifestând înțelepciune, da? Și adevărul transformă, nu este plăcut. O să clarific, chiar dacă unora nu vă place. Ce reușiți să faceți? Asul de monede, da? Este o carte foarte frumoasă și aceasta. Să manifestați ceva nou. Un nou proiect, un nou job, o nouă relație pentru unii dintre voi stabilă. Stabilă. Și să manifestați victorie. Foarte frumos. Să mergeți mai departe. Wow! Către Regina de Cupe. Către oameni care vă iubesc. Vă alină. Pentru unii posibil, cineva pleacă din viața voastră ca să o ia de la zero, să-și manifeste, să zic, o nouă direcție în viață. Pentru unii. Da. Hai să vedem totuși. La capătul setului de cărți, diavolul. Diavolul, care înseamnă frici, înseamnă chestiuni toxice, dar lângă diavol temperanța, care este singura carte care anulează. Da? Ia uite, între orgoliu și frici, luna, frici. Aici trebuie să alegeți îndrăgostiții. Alegeți divinitatea, conexiunea cu divinitatea, lucrurile înalte, drepte, corecte, egalitatea, cum a zis, echilibrul vostru interior, sau stați în frici în energii toxice și adicții, dependența de cineva, doar ca să nu fiți singuri. Și leii pot și ei să aibă această tendință uneori. Hai să și clarificăm, chiar dacă unora nu vă place, dar aș vrea să îmi verific lasagna. Doamne, ce frumos miroase! În bucătărie, când o mâncare este proaspăt gătită. Hai să clarificăm. Da? Deci trebuie să lăsați în urmă energiile toxice, acest diavol. Și să creșteți spiritual. Există o dragoste secretă sau cineva iubește în secret. Hai să vedem. Cavalerul de monede central. Cineva vine foarte încet înspre voi. Este un personaj care vrea să aibă o relație stabilă cu voi, dar vine foarte încet. 10 de monede. Vrea să aibă stabilitate.
Probabil relația la distanță cu 8 de bute ar vrea să comunice, rămâne de văzut dacă și poate, pentru că trebuie, înainte de a comunica, să lase în urmă un program mental, niște tendințe care sabotează relația. Tendințe negative. Diavolul acela poate fi al vostru, al lor, al ambilor, pentru că, în general, atragem, v-am zis, fără să ne înfumurăm, da? Atragem oameni care reflectă chiar o parte a noastră nevindecată. Nu zic că elementele sau toxice care se manifestă în viața noastră sau tendințele, mai bine zis, nu elementele, tendințele noastre toxice care se manifestă sunt musai pentru că suntem noi cine știe ce neguroși. Sunt traume vechi din copilărie, din familie, din viața anterioară. Deci nu putem să acuzăm totuși pe cineva chiar așa, vai ce negativ ești, dar în momentul în care ești plecat pe o direcție spre creștere spirituală, vindecare, trebuie să iei în considerare multe lucruri. Sinceritate. Clarificăm 6 de spade. Provocarea 6. Ia, asta vroia. 9 de cupe, asta e, mergeți către dragoste față de voi. Mai dăm o carte. 6 de spade și 9 de cupe. Oricineva pleacă din preajma voastră, poate să varieze și chestiunea asta. 8 de spade. Ciudat cu 8 de spade. Mai dăm o carte. Patru de cupe. Aș spune că mai degrabă cineva vrea să vină înspre voi. Oricum, dacă voi vreți să plecați dintr-un loc sau să vă eliberați de ceva toxic, este o alegere bună. Întotdeauna este bună. Da, această alegere, liberarea de elementele toxice, ca să manifestăm vindecare. Însă, cu 6 de spade, cred că este dorința cuiva care este la distanță, dorința de a veni spre voi, de a vă bucura, de a se iubi, de a învăța a se iubi, pentru că probabil că în preajma voastră se simte foarte euforic, se simte în lumină, se simte văzut, deși în lipsa voastră se simte foarte trist, blocat mental, în diferite situații, poate la ei acasă, poate într-o relație, poate la locul de muncă, sunt niște chestii, au niște blocaje. Poate că au niște invidioși pentru că ar putea să fie influența exterioară. Și din acest motiv se întârzie și manifestarea fericirii. Am vorbit de o fericire ascunsă care nu se poate manifesta încă pentru că sunt niște lucruri de rezolvat. Clarifică lumea, nu mă mai interesează valetul de spade din trecut. Poate să fie comunicarea cuiva sau cu cineva. Dar pe mine mă interesează lumea. Ce ați încheiat în ultima vreme sau ce doriți să încheiați? Lumea, clarifică lumea în ultima vreme, trecutul apropiat. Uf, dar a venit invers. Am văzut eu cum a sărit. Ia uite, asul de bâte. Ați... Nu s-a putut manifesta. Ori ați renunțat la o pasiune față de cineva, ori ei, fiind distanță între voi, nu au putut manifesta atracție pe care au simțit-o, cred că și una și alta, pentru că au de vindecat niște adicții pentru băutură sau, că tot am văzut diavolul, da? Pentru niște chestii, da? Acest personaj, a înțeles, este un... are un rol în societate, în familie, are o poziție, dar a înțeles că există atracție față de voi, dar ceva nu se poate manifesta până nu se vindecă. Cu alte cuvinte, ori voi, ori ei, știți că relațiile frumoase și armonioase se manifestă pe baze sănătoase, egalitate, da? Nu sacrificiu, nu aveți nevoie, nici voi, nici ei, să vă mai străduiți în relații dezechilibrate.
Pentru că mai devreme sau mai târziu se dărâmă. Ia uite, apar trăsnete. Nu se dărâmă prima oară, a doua oară, vor fi tot timpul zdruncinate. De acest motiv, acum, este într-o zonă nemanifestată această egalitate. Aveți șansa să schimbați cu 14, 4 și cu 9, 5. Interesant, 14 înseamnă și temperanță, vindecare. Aveți șansa să vindecați. Vindecare aveți și la stea. Mai dăm o carte pe acest as de bâte invers. Da, uite, întâlnirea cu prietenii. Prietenii au, dar există un personaj mai înțelept care a pus capăt acestei situații. A simțit. Am zis, e imaturitate. Unul, da? Degeaba ai atracție dacă nu manifesti ceva corect cu ea. Se încheie acest capitol. Lumea și moartea. Repet, pentru că cel care e mai stabil și mai înțelept, marele preot, înțelege că această pasiune nu se poate manifesta cât personajul este frușturatic sau imatur sau cum o fi. Trei de cupe și vale cât de spate. Am zis, sunt niște adicții, băutură, petreceri și alte chestii. Acest personaj trebuie să fie puternic și să lupte. Nu se poate să luptați doar voi, cum am zis mai devreme. Da, trebuie să fie reciprocitate, că tot vorbim de justiție, de egalitate, da? Clarificăm 7 de monede. Interesant. 7 de monede în prezent. Asul de spade, 5 de cupe și marea preoteasă. Aici este. Înțelegeți și mental, dar și intuitiv. Știți că există regrete din partea lor. Știți, simțiți. Dar înțelegeți că trebuie să fiți precauți. Asta e. Cineva nu arată, iar cineva nu arată cât suferă în prezent. Marea preoteasă, 5 de cupe. Și în această suferință înțelege, de fapt, că lucrurile se construiesc cu răbdare, 7 de monede. Ar vrea să investească, dar cine o fi acest personaj? Voi știți, ați putea să fiți voi? Ia uite, 5 de bâte, 5 de spade în exterior sau altcineva. Clarificăm 3 de spade ca și sfat. 3 de spade pentru... Ia uite. 4 de monede. Încă o carte. Și nebunul. Și 8 de cupe. Asta a ținut foarte mult la un personaj care v-a rănit. Sau poate că ei în continuare țin. Am spus, pentru această stabilitate, că vă este teamă de abandon, unii ați menținut o relație în care ați suferit. Dar trebuie să vă detașați. 8 de cupe. Și am văzut și 6 de spade. Trebuie să vă detașați de această tendință și să o luați de la zero. În ce sens? Zero poate să fie și profesional, poate să fie și o altă atitudine în familie, în care îi chemați pe cei implicați să fie corect, să se implice și ei la fel de mult, să manifestați relații, justiția, relații echilibrate, da? Să se producă această schimbare. În cazul în care nu vreți să o luați de la zero. Da, apare un zero. Este sfatul, ce aveți voi de făcut. Dacă voi vă detașați de acest trecut, de această suferință, de apele tulburi și mergeți către dragostea autentică,
zic autentică pentru că este necesar acest cuvânt față de voi, posibil cineva va rămâne blocat și supărat pentru, din cauza acestei plecări. Acum, dacă cineva pleacă din viața voastră, poate că voi rămâneți blocați. Aici este provocarea să nu rămâneți blocați, totuși. Ci dacă cineva pleacă, și voi să vă detașați de această durere și să manifestați, da, e o șansă să o luați de la zero. Sunt sfaturi pentru unii și pentru alții, dar este ceva legat de un nou început. Nu puteți să țineți la suferință pentru că altfel manifestați masochism, manifestați nedreptate, injustiție în viața voastră și nu cred că mai veți cu această justiție. Și nici nu e sănătos până la urmă. De fapt, faceți ce vreți. Eu vă citesc cărțile. Da? La capătul setului de cărți, 10 de spade. Cine a fost în relație cu voi, 4 de bâte și soarele și cavalerul de bâte mai aventuros, a produs multă suferință și lui și celelalte persoane. Trebuie încheiat acest ciclu. Cine se transformă bine, cine nu tot bine. Ca să puteți manifesta o relație stabilă, încet, probabil că în viitor. De-aia apare cavalerul de monede, vine foarte încet. Ca să puteți să atrageți oameni stabili. Și oamenii stabili, într-adevăr, nu mai sunt impulsivi. Clarificăm 5 de spade exterior pentru lei. Soarele în urmă să ascende. Ia uite, turnul! Uf. Eu am spus tuturor, evenimentele care se întâmplă în jurul nostru ar trebui să le primiți ca niște evenimente, da? Nu să vă speriați. Turnul, lucrurile care se dărâmă, un eveniment neașteptat care aduce conflicte. Ia uite, astea sunt cărți care țin de război, dar repet, poate nu are legătură doar cu ce se întâmplă în jurul nostru, ci alte persoane care trec prin niște drame, da, trădări. Vedem o carte pentru acest turn. 5 de spade. Ia uite, regele de spade. Un personaj de altfel rațional trece prin niște conflicte interioare din cauza separării eventual dintre voi sau a tulburărilor care se întâmplă la nivel politic, să zicem. Acest personaj încă vă influențează. Mai dăm o carte. Trebuie să aleagă. Ce să aleagă? Vindecarea, eventual. Steaua este să aleagă să creadă. Dacă acest personaj este rațional de fel, ar putea să nu înțeleagă, să aibă aceste conflicte mentale, turnul, separarea de voi, eventual, dacă îl știți pe acest personaj, sau evenimentele care se întâmplă în jur, să nu le înțeleagă, pentru că nu le poți înțelege doar cu mintea. Dar dacă ești conectat la îngeri, la spiritualitate, înțelegi că lucrurile vin, lucrurile pleacă, turnuri se întâmplă tot timpul, transformările sunt necesare către pentru creșterea noastră personală și colectivă. Mai dăm o carte pentru acest rege de spade, pentru că văd și o regină de spade în viitor și văd și o justiție. Ar putea să fie o separare pentru unii? Ar putea să fie o separare, da, în justiție, în tribunal. Ia uite, 5 de bâte, conflicte, mai... Voi știți ce se întâmplă în viața voastră. Voi știți ce se întâmplă în viața voastră. Iar regina de cupe. Ce pot să spun? Există o dragoste undeva în sub, în penumbră. N-a spune nici surdină, nici subtil. În penumbră. Există o dragoste. Dar care probabil nu se poate manifesta din cauza conflictelor în care sunteți și care vin și din exterior. Dar sunt aici niște conflicte foarte mari, care vă influențează, se vede, da? 5 de spade, 5 de bâte. 5 înseamnă conflict, da? Turnul, iar evenimente neașteptate, răsturnări de situații, construcții,
dărâmate, financiare, relaționale, fizice, da? Și regele de spade, care, iar, nu înțelege ce se întâmplă, de ce? De ce? De ce ce? Nu înțelege niște lucruri. La nivel personal, clarificăm 5 de monede. Deci vă este teamă de abandon. Ia uite, 2 de cupe. Unii probabil că aveți, aveți impresia sau vă este teamă ca sufletul vostru pereche să nu vă părăsească. Dar, ce pot să spun? Știu că vă deranjează când spun acest lucru, dar ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Credeți că eu nu am experimentat așa ceva? Vă spun în experiență. Și dacă sufletul vostru pereche vă părăsește, se întâmplă cu un scop. Ca să vă găsiți voi un alt suflet pereche sau o flacără geamănă sau ca să creșteți. Sunt lucruri. Toate se întâmplă cu un scop. Și turnul, și războaiele, și pacea, și tot. Și viața și moartea. Toate au un scop. Nu vă interesează filozofia aceasta, nu vă interesează. Eu a trebuit să o transmit. 2 de cupe și 5 de monede. Și puterea. Trebuie să fiți puternici și să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ce zisei mai devreme. Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să fiți puternici. Orice s-ar întâmpla, pentru că în viață pierdem lucruri, pierdem oameni, pierdem relații, pierdem situații. Trebuie să fiți puternici. Asta e. Justiția. Pentru cine o fie talarea, o fie. Ia uite, regele de bâte. Ați putea să fiți voi semn de foc, dar nu obligatoriu. Trebuie să aveți încredere, autoritate. Trebuie să aveți încredere că lucrurile se vor așeza corect pentru voi. Dar, ia uitați, trebuie să renunțați la niște lucruri care apasă 10 de bâte. Este o relație care e în întuneric. Pentru asta trebuie să lăsați întunericul să găsiți lumina. Seamănă foarte mult cu Eremitul, această carte. Iar lăsați în urmă ca să căutați zero, da? Să aveți credință. O nouă direcție care vă aduce lumină. Ce pot să zic? Iar e o relație în care unul a dăruit și celălalt nu s-a implicat atât de mult. Cavalerul de bâte a venit, a plecat, a venit, a plecat. Celălalt a dăruit foarte multă bucurie. Și din acest dezechilibru s-a manifestat 10 de bâte. Cum a zis mai devreme, cu sacrificiu și egalitatea. Dar mai dăm o carte pentru ce vă doriți. Regele de bâte. Justiția și regele de bâte. Mai dăm o carte. Justiția și regele de bâte. Justiția și regele de bâte. Pentru lei. Soarele. Asta e. Vreți să vă bucurați de pasiune, dar și de dreptate. De relații corecte. De contracte. De contracte corecte. Aici, 2 de cupe ar putea să fie și o colaborare. Vă este teamă că această colaborare, că tot vorbim totuși, suflete perechi nu înseamnă musai, iubire, amorul, înseamnă și colaborări profesionale și amiciții și prietenii, o colaborare. Vă este teamă că această colaborare să nu... Poate vă este teamă ca un suflet pereche foarte drag să nu fie abandonat, să nu aibă probleme de financiare? Interesant cum vine mesajul. În fine, ce vă doriți? Relații echilibrate, pasiune, fericire în cuplu. Asta vă doriți. Însă deocamdată manifestați, trăiți, experimentați. Și asta prin influența care vine... De la cineva din jurul vostru, foarte conflictuală, o persoană foarte conflictuală, vă influențează. Regele de spade, personaj cu marcaj puternic, marcaj, neapărat zodie, marcaj puternic în semn de aer. Foarte conflictuală.
Ia uite, asta vă doriți, o familie fericită. Unii dintre voi. Sau relații sau colaborări, da? Clarificăm ce reușiți să faceți asul de monede. Asul de monede. Clarificăm. Uf. Regele de monede. Regele de monede. Este de obicei soț, profesor, o persoană cu o poziție financiară, politică, impresionantă, cu care eventual puteți să începeți ceva nou. Veți o nouă relație care va duce acest personaj în preajmă. Evident că acest mesaj variază, da? Dar pentru asta ar trebui să alegeți 2 de monede. Ar trebui să alegeți. Sau poate soțul, e totuși energie masculină, caută ceva nou, ducă-vă niște secrete. Voi o să vă rog frumos, când ascultați etalele de tarot, nu doar la mine, nici la ceilalți, să căutați confirmările, nu să vă orientați viața după ceea ce se spune în căutați confirmările. Dacă voi aveți semnale că ceva se întâmplă, ascultați să vedeți dacă într-adevăr în etalele de tarot vi se confirmă ceea ce simțiți, intuiți. Ia, clarificăm 6 de bâte. 6 de bâte. Șase de bâte, 9 de monede. Mai pentru unii, vă doriți o persoană independentă, valoroasă, puternică, cu care să faceți, cum am văzut mai devreme, o relație, cu care să aveți o relație stabilă, da? Astfel acesta să se transforme în 10. Cavalerul acesta să te vină, care vine încet și construiește încet și precaut, cum am zis mai devreme, să se transforme în rege, într-o persoană stabilă. Pentru asta voi trebuie să mergeți înspre independența voastră, să vă bucurați, adică să nu stați cu grijă într-o relație doar de frica abandonului, cum am zis mai devreme. Ia uite, roata norocului, să schimbați ceva. Dacă schimbați ceva, vă puteți bucura de o relație frumoasă care vă vindecă. Clarificăm faetonul. Roata norocului, ia uite. Alegerile pe care le faceți vă pot schimba viața oricând. Am zis și aici, la zero. Dacă vreți. Voi alegeți ce vreți. Eu nu vă îndemn nimic. Dar eu am îndemnat întotdeauna ca atunci când sunteți în situații dezechilibrate, toxice, da, luptați, încercați să rezolvați problema, dacă nu se poate rezolva, căutați o nouă direcție, nebunul. Și poate aceasta, nu că poate, cu siguranță, noile direcții vă aduc mai aproape de destinul vostru, de stea, într-o formă sau alta, de vindecare. Faetonul merge către stea. Încă e nemanifestată această misiune și acest destin, această relație predestinată. E o întâlnire predestinată către care trebuie să mergeți. Sau eventual cineva să vină spre voi. Da? Doamnelor, posibil cineva să vrea să vină spre voi cu faetonul și să schimbe situația. Și să fie stabil. Și să vă cucerească pentru că meritați. Dar pentru asta trebuie să fiți, într-adevăr, să vă apreciați și să fiți independente. Ia. 7 de bâte. Clarificăm regina de spade în viitorul îndepărtat. Clarificăm regina de spade. Patru de spade. 4 de spade. Vindecare. De acest personaj care v-a adus conflicte. Interesant. Vindecare și regăsirea, să zic, da, vindecare, pentru că avem aici decepții, răni, da? Vedeți? Aici sunt. Am văzut, da? Vindecare de acest 3 de spade.
dați în urmă dacă vreți să mai ascultați. Știu că sunt etalările lungi, dar n-am cum să le fac altfel. Pentru că vreau să înțeleg povestea. Vindecare. De acest personaj conflictual. Și interesant, timpul, roata norocului, timpul va aduce această înțelepciune și răspunsurile la niște întrebări. Și va duce și, am zis înțelepciune, nu mai știu dacă am zis, parcă am zis totuși, timpul. Și odată vindecați, veți putea merge spre o nouă direcție. Cineva atrage această regină de spade într-o nouă direcție. Dragii mei, nu înseamnă că dacă sunteți zodia leului, nu puteți să manifestați această energie mentală, rațională, înțeleaptă, în varianta sa superioară. Deci o carte superbă. Dacă voi vreți să vă fixați pe o singură carte, maxim două, trei, care țin de bâte, e alegerea voastră. Dar eu ca om îmi place să manifest și îmi doresc și îmi place și asta și fac să manifest mai multe arcane din când în când. Ba chiar cărți. Da? Periodic le manifest. Pe cele pe care doresc să le manifest. Bine, ce să zic, astea alegerile voastre. Deci în viitor lucrurile se vor vindeca, se vor calma cu patru de spade. Cine a avut tendința să fie mai impulsiv, mai certăreț, mai conflictual, va înțelege niște lucruri. Iar voi acum, cu asul de monede, puteți să începeți un nou proiect, puteți să luptați cu șase de bâte și să aveți victorii, luptați pentru independența voastră, pentru reușitele voastre personale și să mergeți într-o nouă direcție care simțiți că este cea care vă vindecă. Vă vindecă, da? Și vă va aduce și succes cu soarele. Și odată ce călătoriți cu nebunul și faetonul în această nouă direcție, va veni o persoană care vă vede valoarea, vă apreciază și vrea să schimbe energia și să vă cucerească și să fie împreună. Eu zic că e frumos. Pentru că Saturnul ăsta care e în opoziție cu soarele vostru în zodia leului, în faza de început, în primul an, vă transformă întreaga viață. Apoi, după o perioadă, începe să vă aducă soluțiile. Bine, pentru cine are urechi de auzit și răbdare, cât dacă nu aveți răbdare să ascultați, vă stai. Știți cum e? Unii preferă să citească ziarul în loc să citească o carte. Assess the situation. Assess. Aici ține de nouă de monede. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, această carte înseamnă să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă, cum am zis mai devreme cu spânzuratul, și să faceți ca lucrurile să fie în avantajul vostru, dar nu un avantaj egoist, ci țineți cont de înțelepciune, de adevăr, de... Da? Ia uitați, înțelepciune. De lucrurile pe care le-ați învățat de-a lungul timpului. Concentrați-vă pe pozitiv. Concentrați-vă pe pozitiv, ca să puteți să rezolvați problemele. Sper că v-a plăcut și v-ați găsit cât de cât niște confirmări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!